Păi salutare, bine ați venit la vlog! Salutare, domne! Și uitați-ne cum suntem azi, a doua zi la birou. Bine, și eu la birou la Delia astăzi. Ieri am fost doar la treaba mea și după aia mi-am continuat restul de activitate pe la cafenele. S-a plâns Delia incredibil de mult ieri că, domnule, ce obositor e la birou. Te gând... Băi, prinslet, furnie, cred că aia e. Care-i furnie? Da? Merge pe ambele, hai pe asta. Da, hai pe asta atunci. Stați un pic. Noi căutăm să mergem la o piață, se numește Spitalfields, e pe aici, prin proximitate. Spune-ne, domnule, de ce ne te plângi atâta că la birou nu-ți place? Nu-mi place, că e o agitație, toată lumea vorbește peste toată lumea. Tu ești în colț, țipi peste altul, altul țipă peste tine, nu mai înțelegi nimic. Așa la tine, în colțul tău, ești acolo, liniștit, în confortul tău. Spui frumos ceva sus, foarte drăguț, așa, jos, îți iei cipicii și rămâi în pantalonii de pijama și îți vezi de treaba ta și muncești cu spor pentru acest brav popor. Da, da, nu știu, m-am dezobișnuit probabil. Să deschid umbrela? Nu. Mi-am luat umbrela de dimineață, am venit de la mașină. Hai, nene, dar ploua de rupea. Ne aflăm pe Prinslet Street. Un fel de Londra. Nu știu ce să zicem, ne obosește teribil de fiecare dată când venim aici, agitația, în special agitația de la 5. Ma, tu ai zis că trebuie să facem prima. Da. Știi că cealaltă de acolo cu biserica e Fashion Street. Da, complicațiuni. Unde vrem să mergem? Haideți ca să nu mai batem... La Jinping. Jinping sau ceva de genul ăsta. Este un loc în care noi am fost, nu mai știu, cred că al doilea vlog al nostru? Da. Hop! Ia uite pe aici ce bine e, da. Ia uite, cred, ce bine. Cred că în al doilea... Încep ca vlog. Ce frumos! Da. Este un fel de shaorma cu porc. Cam asta este. Și vrem acum să mergem să luăm din nou. Păi ieri, la ora 2, eu am call-uri, videoconferințe din astea la serviciu și Delia și am zis, noi vreau să mergem de la 1 la 2, dar am zis, hai să nu riscăm, mai bine facem de la 12 la 1. Ce nu... e pacostea vieții mele momentan? Da. O am pe una de la o companie. Aolo. Cu care discut să-mi trimită bani, să, că știți, uneori oamenii trebuie să-și mai plătească și facturile. Și mă tot lălăie de ce avea vreme. Și mă tot lălăie cu niște motive stupide. Deja o simt ca pe o hărțuire. Mă termină emoțional, nu știu cum să spun. Mă face să mă simt așa epuizată. Că tot răspund la mail-uri și ea mai vine cu cât o porcărie, tot răspund la ceva, ea mai vine cu cât o tâmpenie, numai să nu plătească. Și atunci îmi dă așa o stare de nervi. Bine ai venit în gălăgie. Mai nervează ta și gălăgie. Da, ieri asta a fost prima constatare, hai să vedem cum sărim și noi pe aici, pe lângă apa asta. Bun, prima constatare a fost ieri, domnule, o gălăgie teribilă. Uite, asta e o chestie pe care noi nu prea o mai putem tolera. Gălăgia, care va să zic că am îmbătrânit bine și traficul, nu mai zic. Eu nu am răbdare să stau în trafic, dacă ați mai pomenit așa ceva, să stau efectiv, nu fac nimic, doar stau, nu simt că îmi pierd timpul. Mamă, iar e aglomerat. E super aglomerat la ora asta, păi ai 12, îți dai seama, la 12 aici ai tot e plin. Așa mi s-a spus în unul din comentarii că am figuri, da, am, normal că am. Hai să vedem cum ne facem și noi loc pe aici, ne strecurăm către Jinping. Oh, toată lumea mănâncă. Hai că e și acolo coadă, din câte văd. Am luat și de aici, de la turci. A, nu sunt așa bune, deci să vă zic. Mie nu mi s-a părut extraordinar. Și de așa vine lumea de la serviciu și ia ceva de mâncare și se așează aici. Pleasant Lady, aici este Jinping. Bine, eu m-am băgat în față ca țăranul. Aici sunt doamna Măraru, în caz că mă căutați. Eu eram în față. Eu mă așez la coadă să stau așa ce auzi și vreau să mâng bună coriandru, foarte important. O să dureze, cred că, 15 minute numai coada. Dai seama. Altfel, suntem bine, suntem sănătoși, suntem în delegație. Ce credeți că am făcut aseară? Ca niște adevărați aventurieri, am putea spune. Am zis, hotel? Da, tractor. Și aseară am executat hotel, tractor. Și a fost super bine, a plouat de dimineață pe la vreo 6, așa a început să plouă.
Băi, și când plouă pe mașină, e genial. Adică mie îmi place super mult când plouă pe mașină, pentru că îmi dă o senzație din aia. Știi cum e cu ASMR-ul? Mie îmi dă ca senzația aia cu white noise. E așa și este. Am dormit. Unii își pun așa, se audă pe fundal. Da, dacă îmi pun în căști așa ceva, nu pot să dorm. Însă atunci când dormim în mașină, e la fix. Deci Hotel Tractor încă o dată și-a făcut treaba în mod excepțional. Practic ce am făcut noi acum, am mai salvat, să zicem, măcar vreo 100-120 de lire pe care ar fi trebuit să-i dăm la hotel, pentru că noi am venit mai devreme în Londra. Delia avea treabă doar mâine. Ea are plătit de companie, dar sigur, compania îi plătește doar pentru cât e necesar. Dar pentru că noi am venit de mai devreme ca să merg eu la Google să fac normal că suportăm și noi o parte din costuri. Nu e nimica, ne dă Google înapoi ca să achităm. Da, da, nu? Ne-a dat deja, da. Ne tot dă. Mulțumim, sunt Google. Să trăiască Google. Facem doar part-time. Facem part-time, da. Da, 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 exact. May I have a jan bing with Iberico pork, please? No coriander in it, please. And another one. And another one. With coriander. With coriander. So also the pork one. Yeah. I need customer. Number is 88. 88. Am bun. Oare sunt 88 de persoane înaintea mea? Ne-a scris Gianni e cel bun, cum îi spunem noi toți, întreaga comunitate, era în Isle of Wight, în sud. Ci că e frumos, ci că e mișto, ci că trebuie vizitat și ci că Doru deja a și intrat să ia bilet. Nu e scump, e undeva între 45-90 de lire în funcție de ore, fiecare drum, 45 de minute, e rapid, dar vremea este așa cum ați văzut-o și nu cred că putem să fructificăm. Am fi vrut să fructificăm practic astăzi, să lucrăm de acolo, de pe Isle of Wight, ca să ne rămână partea de după amiază, spre seară, să explorăm. Dar vremea nu este extraordinară și nu merită, e mai mare daraua decât o caua. 88? Și al meu e cu coriandru, ia uite. This is hell. Mie îmi place. Shaorma de porc. Ce e asta? Shaormică chinezească, nu? Da. Cu porc, cu ou, cu multe legume, castravete, e foarte fresh așa. Și nu vă lăsați păcălit, freshul nu e dat de acest iarba diavolului, numit și coriandru. Ci de castraveți. E foarte așa, gustos. Chestia asta de deasupra, îmbrăcămintea, lipia, cum ar veni, este făcută din ceva ca la clătită, așa. Ca o clătită și după aia pune un ou și ouul se face peste ea, cum ar veni. Da, e foarte interesant. Mă rog. Ca o? Doamnă! Ce ți-ai? Mangolas. Tu vrei ceva? Nu. Ce ai? Nu vreau nimic, nu. Dau la cafea Delia, la serviciu acolo, lumea, o cafea, e atât de bună, este cafeaua aia pusă pe palier, cum se spune. E atât de bună, beau câte 5-6 cafele din alea. Beau cafeaua și 3 când de apă, cafeaua și 3 când de apă. Aolo, nu mai pot. Aglomerat, domnule, aglomerat rău. Cel mai bun mangolas e ăla pe care îl mănânc, bem de la... Nu mai țin minte, n-am mai fost de atât de mult timp. Abduls. Da, în Wakefield, mergem noi în Wakefield la Abduls. Bă, da, chiar n-am mai fost de mult să luăm și noi un ceva, un indian ca lumea, așa. Abia aștept să terminăm ziua de muncă, să mergem la hotel, să înceapă mâine altă zi de muncă. Să înceapă mâine altă zi de muncă și pe aia e vineri și gata, vine weekend. Practic ce se întâmplă, din cauza mea, Delia acum trebuie să stea 3 zile la birou, altfel shaming. Ar fi avut o singură zi. Accept shaming-ul. Trebuie să plătești în natură pentru asta. Adică vreau să zic... Vreau să zic că trebuie să tai frunze. Ah, trebuie să tai frunze, am înțeles. Dacă avem frunzele alea de tăiat acasă și plătești în natură, făcând copăcii aia foarte frumoși, pentru că... Dar nu din rădăcină. Hai să traversești rapid așa. Da? Da. Deci, totdeauna mă confuză cu Londra asta. Păi nu văd... Vreau să mă cazi mașina o dată aici. Ia. Da, adică nu știu că nu știu dacă e trecere aici, asta e treaba. Că nu văd niciun buton, nimic. Ia uite ce frumoase sunt astea, ce franțuze sunt. Da, sunt foarte frumoase toate terasele pe aici, prin zona asta. Ia fii atent că au furat scaunele de la cinema. Da. Uite ce fish and chips. Fish and chipsărie. Aici ce mai e, domne? Ceva chinezesc. Sushi, da? Japonez. Și aici tomberane. Noi dacă am lucrat de la birou în zona asta aici în fiecare zi, noi ne-am face cât clădirea din de birouri. Da, fără discuție. Pentru că ai atâtea opțiuni și atât de multe să fac.
Face cu ochiul ceva de acolo? Uitam la haine. Tocmai am dat o comandă foarte mare pe Shein. Costum de baie și câteva rochițe, câteva mai multe rochițe din asta de vară, pentru că eu am numai de astea de birou. Și ar fi culmea să merg așa peste tot, știi? Când mergi la plajă, mergi la plajă, când mergi la birou, mergi la birou. Chiar am râs pentru că la un moment dat era prezentat o rochiță de asta și tipa era niște sandale de alea de seară cu toche. Am și trimis Dudoru poza cu toc așa și era pe o plajă. Nisip cu tocul. Cine s-a gândit să facă ședința aia foto? La ce Dumnezeu s-a gândit? Sau cum? Cine a pus în Photoshop treaba aia? Cine? Cui i-a trecut prin minte? Toată lumea merge cu sandale cu toc la plajă, nu-i așa? Da. Și nu, culmea era că fotografia era realizată în așa fel încât stătea pe toc, stătea dreaptă pe tocuri, dar nu intra sără, domnule, nisip. Da. E, am eu o vorbă, știți, o, aia cu adecvatul. Da. Întotdeauna ne adecvăm sau ne ajustăm în funcție de locul în care mergem. Dar noi mergem ca să ne adecvăm... Nu. Să mergem și noi înapoi? Dar dacă mergem, uite așa, drept înainte, drept înainte, vedem unde ajungem. Vedem la capătul drumului. Bine, hai ca să nu mai batem apa în piuă. Din nou, zilele astea prin Londra, știți, când suntem cu sunt serviciu... Sunt haotice și obositoare. Sunt haotice și obositoare. Noi suntem... Iubesc Sheffield, votați Delia președinte. Noi, de-a dreptul, suntem obositori pentru că ne simțim așa, dezorientați. Nu reușim să ne organizăm. Nu suntem în apa noastră, cum se spune. Dacă suntem în balta noastră. Dacă e frumos, poate ieșim din seară aici prin zona asta. Ăștia spun că plouă, dar vom fi văzut. Ok. Bun, ne vedem mâine la vlog. Vă mulțumim mult de tot că ați fost cu noi și azi. Pa, pa!